După instaurarea regimului comunist în România, noii guvernanți și-au propus crearea unui om nou, desprins de învățătura creștină. Acest comandament al statului totalitar a fost o prioritate până la căderea sa, iar cultele religioase au fost prigonite. În minutele următoare vă propunem un studiu de caz și o analiză a acestei tragedii pentru Bihorul românesc. Toți prelații, toate elitele bisericești au avut de suferit. Dialogul acesta între bisericile existente în România, în perioada regimului comunist și statul comunist, este un subiect extrem de complicat. În toată perioada de detenție, părintele Ioan Iovan a reușit să țină în fiecare dimineață Sfânta Liturghie. Au fost vremuri complicate și cedările acolo unde au fost au în cele multe cazuri explicații particularizate pentru fiecare caz în parte. Acest spațiu seamănă și aduce foarte mult cu arhitectura securității din Oradea. Episcopia Ortodoxă de Oradea, într-o perioadă complicată pentru ea, în perioada 40-44, când episcopul Nicolae Popovici a fost expulzat cu ierarhia ortodoxă din Oradea, se reîntoarce după 1945 în Oradea, însă în mod evident el era un anticomunist convins, ori autoritățile comuniste care se instalează la București știu lucrul acesta. El este pus aproape la același nivel cu Valeriu Traian Frențiu, episcop catolic, supus unei supravegheri exemplare, să spun așa, situație care s-a tradus apoi în cazul lui în eliminarea din funcția de episcop și trimiterea lui în domiciliu forțat. Odată cu instaurarea comunismului, din păcate, toți prelații, toate elitele bisericești au avut de suferit, inclusiv episcopul ortodox al Oradiei, Nicolae Popoviciu, care la vârsta de 47 de ani deja a fost înlăturat din scaunul episcopal. El s-a împotrivit încă din anul 1948 la scoaterea religiei din școli, refuzând să accepte că Dumnezeu să fie scos din viața și din sufletul elevilor. În anul 1950, el este înlăturat, obligat să plece de la Episcopia Ortodoxă din Oradea, este pensionat forțat, iar din 1950 până în 1960 îi se stabilește domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Cheia. Alături de el, din Bihor, au suferit foarte mulți alți călugări, preoți, părintele Ioan Iovan de la Recea, care a fost și duhovnicul Mănăstirii Vladimirești. S-a născut în Bihor, tatăl părintelui Ioan Iovan, Gavrilă Iovan, a participat la Marea Adunare de la Alba Iulia, făcea parte dintr-o familie cu multă carte. Părintele Ioan Iovan, care se numea la acea dată Silviu Cornel Iovan, a urmat studiile teologice. În anul 1948, părintele Ioan Iovan este hirotonit de către preasfințitul episcop Nicolae Popoviciu al Oradiei. Îndemnul de la călugărie este dat de către Arsenie Boca și astfel ajunge părintele Ioan Iovan să fie duhovnicul Mănăstirii Vladimirești. Faptul că la slujbele lui veneau peste 30.000
de noriaști. Acest lucru a deranjat autoritățile comuniste și obligă autoritățile ecleziastice ale perioadei să interzică aceste pelerinaje la mănăstirea Vladimirești. Părintele Iovan scrie un memoriu adresat Sinodului Bisericii Ortodoxe Române. Va fi caterisit, dat afară de la mănăstire și la scurt timp este arestat. Impresionant că în toată perioada de detenție, părintele Ioan Iovan a reușit să țină în fiecare dimineață Sfânta Liturghie, deoarece avea cusut pe maieul său antimisul, iar într-o cutiuță mică de bonită, el avea ținut acolo Sfintele Taine. Și a putut să țină în cei 12 ani de detenție slujba, adică liturghia. Apoi, după eliberare, pune bazele mănăstirii Recea, unde va și fi înmormântat. Nu doar destinele lor au fost tragice. Îl avem pe părintele Nicolae Bordașiu, cel care făcea parte din rugul aprins. Părintele Nicolae Bordașiu, la fel, a stat ascuns mai bine de 7 ani în zona Bihorului și în perioada în care se credea că este ascuns aici, a venit inclusiv Arsenie Boca să-l caute, a trecut Crișul la tatălui, la Săbolciu, dar părintele în acel moment se afla la Timișoara. Abia după ce Arsenie Boca se întâlnește cu părintele Nicolae Bordașiu și spune să nu plece din țară, pentru că va face închisoare, dar va rămâne în viață, va suferi, dar va supraviețui, părintele Nicolae Bordașiu decide să se ascundă următorii 7 ani în Bihor. Eu stăteam ascuns într-o casă țărănească scundă, cu 2 camere, cu niște gemulețe mici, și în care nu intra soarele, că erau gemulețele mici. Și de aceea, într-o primăvară, crezând eu că nu mă vede nimeni, am deschis ochiulețele mici de sus, de la fereastră, și mi-am scos mâinile, care se decoloraseră în timpul iernii și a faptului că nu m-am întâlnit cu raza de soare. Mi-am scos mâinile și le învârteam cu bucurie sufletească a mea personală. Ziceam că nu mă vede nimeni și aș fi vrut să iau tot soarele cu mine în casă. Și după o vreme, stăpânul casei, care era frate cu tatăl meu, l-am văzut puțin abătut și mi-a spus: ce, ai făcut niște gesturi care te-au trădat. Ți-au trădat prezența și nu știu ce se va întâmpla. Și eu m-am cutremurat. Ce mi se va întâmpla? Ce anume? Și mi-a spus: atunci când eu mă învârteam mâinile la soare, vecinul care era în podul grajdului și-a ridicat pentru aerisire o țiglă, a văzut exact mâinile mele și a rămas surprins. Și cum eu n-am făcut numai într-o zi lucrul acesta, l-am repetat și poate ziua a doua, a treia. Și atunci i-a spus unchiului meu: uite ce am văzut. Dar să știi că, supărat pe tine că nu mi-ai spus să fiu și eu apărătorul lui ca și tine, nu era nicio rudă cu mine. Era un simplu țăran pe nume Gheorghe Druga, care l-a avertizat pe unchiul meu, și să știe că de aici încolo și el mă păzește. Evident, va fi arestat și până în anul 1964 va face și dumnealui detenție politică. Îl avem și pe părintele Codilă, este din Tobolu. A urmat și el studiile teologice. În perioada celui de-al doilea război mondial fuge din țară, este parașutat în țară în 1944, dar refuză să participe la actele de sabotaj pentru care a fost trimis.
În 48, evident, părintele Teodor Codilă va fi arestat, dar destinul lui se va frânge la Baia Sprie, acolo unde este trimis în mină și într-un moment în care este obligat să facă o lucrare, va muri în anul 1953. Părintele Teodor Savu, Sfânt Nicolaul Român, care este profesor și preot în același timp, va fi arestat pentru că a mijlocit ca episcopul ortodox al Oradiei să plece în exil la Paris, urmând să îi se ofere postul de patriarh. Bineînțeles, Nicolae Popovici a refuzat acest lucru, suportând consecințele amintite anterior. În schimb, părintele Teodor Savu a făcut ani grei de pușcărie, suferind mult de asemenea cu toate bolile datorită mizeriei și condițiilor degradante din închisorile din gulagul românesc. Spațiul acesta, cum l-ați gândit? Memorialul Rezistență și Represiune din Bihor este amenajat în cetatea din Oradea. Locul nu a fost ales întâmplător. Cetatea din Oradea, imediat după cel de-al doilea război mondial, întregul perimetru a fost transformat într-un lagăr de internați pentru etnicii germani, fiind principalul și primul centru de represiune din Bihor. De aceea am ales acest spațiu de la subsolul corpului Capa, care seamănă și aduce foarte mult cu arhitectura securității din Oradea, culoar pe mijloc, stânga-dreapta, celulă-celulă. Sunt 10 încăperi, 10 celule, fiecare având anumită tematică. Cetatea din Oradea prezentată și lagărul de internați pentru etnicii germani și primii dușmani ai poporului. Avem o celulă în care este amenajată și amintește povestea securității din Oradea și a penitenciarului din Oradea. Sunt amintite femeile din Bihor care au trecut prin penitenciarul din Oradea, respectiv avem aici una dintre celule închinată preoților bihoreni, indiferent de religie, greco-catolici, romano-catolici, ortodoxi, reformați, care au trecut prin penitenciarul din Oradea, respectiv celelalte penitenciare din gulagul românesc. Dialogul acesta între bisericile existente în România în perioada regimului comunist și statul comunist este un subiect extrem de complicat, un subiect cercetat în România după căderea regimului comunist, însă evident încă insuficient cunoscut. Există multe motive pentru care subiectul nu este suficient de bine cercetat și unul dintre acestea ar fi lipsa accesului la informația de arhivă. Sigur că în ultimul deceniu și jumătate lucrurile s-au mai reglat din această perspectivă, lucrurile s-au mai așezat, pentru că așa cum bine știm, o analiză istorică este cu atât mai bună și mai validă cu cât există o perspectivă în timp mai clară asupra evenimentelor. Se pare că începem să avem o perspectivă mai bună asupra subiectului. Dacă e să discutăm despre, din acest punct de vedere, despre ceea ce s-a întâmplat în această zonă, în Bihor, raportul între stat și bisericile din arealul județului Bihor, subiectul este unul destul de puțin cunoscut și sigur că a fost abordat fragmentar până acum. Însă, din ceea ce se cunoaște, știm cu siguranță faptul că bisericile din Bihor au avut același destin precum bisericile din întreaga România, pentru că ele au fost supuse același tip de legislație. Știm bine decretul din 1 decembrie 1948, care a dus la desfințarea Bisericii Greco-Catolice, la confiscarea terenurilor, ori aceste confiscări a proprietăților și terenurilor au început mai devreme. Știm bine că din 1947 se iau primele măsuri care au afectat de fapt toate bisericile din județul Bihor și din România. Dacă ar fi să avem o discuție generală, trebuie privită, zic eu, din două perspective, a
ceea ce se întâmplă cu ele efectiv, cu bisericile, toate bisericile după 1948, mai ales proprietățile lor, destinul lor instituțional și ceea ce s-a întâmplat, o altă perspectivă ar fi ceea ce s-a întâmplat cu membrii acestor biserici, cu oamenii, cu cei care au fost parte a acestor biserici. Și pornim de la o extremă a ceea ce a fost Biserica Greco-Catolică, o biserică desființată întru totul după 1948, când episcopul Valeriu Traian Frențiu, episcopul greco-catolic de Oradea, este arestat, sigur aruncat în închisoare la Sighet și are destinul celorlalți șase episcopi. Urmează destinul celorlalți șase episcopi greco-catolici. Eliminarea episcopului greco-catolic s-a făcut nu înainte de a fi atent, supravegheat, după 1947-48 de către organele securității, chiar dacă nu avem încă securitatea, până în 30 august 1948 oficial, dar aia era deja structurată ca atare. Știm bine cum lucra securitatea în jurul celor pe care doreau să-i controleze, să-i supravegheze, plantau, cum se spune, oamenii securității. Și numica mi-a fost mirarea când am văzut că unul dintre apropiații lui Valeriu Traian Frențiu a devenit colaborator al securității, el însuși, preot greco-catolic, dar canonic al episcopiei Oradea la un moment dat. Sigur, Biserica Greco-Catolică s-a desființat până în 1989, ea n-a mai existat în peisajul bihorean. O decizie luată de guvernul de la București, de obligația bisericilor din România de a-și lucra în regie proprie pământurile. Ori asta ducea practic la imposibilitatea de a se face acest lucru, ori măsura care urma să se ia împotriva preoților și clericilor care nu își lucrau pământurile, aceea de a fi declarat sabotor a economiei naționale. Intrăm într-o altă logică, era evident că era un prim pas pe ceea ce va fi confiscarea proprietăților. Oamenii bisericii nu puteau lucra pământurile pe care le aveau doar ei, fără a avea lucrători. A fost doar începutul. Avem apoi alte exemple de biserici care au fost acceptate de statul român, vorbind de Biserica Ortodoxă și a supus la rândul său unor teribile presiuni, pornind de la confiscarea proprietăților, o presiune la adresa unor preoți, la fel ca și în cazul greco-catolicilor, de a fi loiali noului stat comunist, și apoi mergând spre bisericile romano-catolică, reformată, cultele neoprotestante nu au fost recunoscute de statul român, bisericile, mă rog, catolică, reformată, luterană, fiind recunoscute, prototipul sau modul de organizare a raportului între stat, de structurarea raportului între stat și cele două biserici, care, sigur, erau în zona comunității maghiare, în primul rând, episcopia romano-catolică, episcopia reformată de Piatra Craiului, cum se numea, era același. Se lucra la egal, atât în cazul ortodoxilor, cât și romano-catolicilor și reformaților. Statul comunist a lucrat la fel. Cu aceste două biserici, ierarhilor au fost supravegheați în permanență. Sigur, exista în permanență suspiciune asupra lor, în ceea ce privește și relațiile lor cu, să spunem, unele structuri ale unor state vecine, unele documentate, și lucrul acesta este deja de notorietate. Unii dintre liderii, chiar dacă nu erau de vârf ai episcopiilor locale, erau urmăriți, preoți cu vizibilitate, preoți cu priză la public, asupra cărora statul comunist era foarte atent să nu genereze mișcări mai ample. Îmi vine în minte acum cazul preoțului Ferenc Vischi, supravegheat decenii la rând. El ajunsese să fie, sigur, ostracizat la o localitate aici lângă Oradea, în Paleu. Fusese trimis, aruncat acolo să nu fie foarte vizibil în Oradea. Acolo era mai ușor de supravegheat și nu putea genera emoție și oameni atât de mulți în jurul lui. Dacă ar fi să mă întorc la ortodox, aici îmi vine în minte cazul lui Traian Dorz, cel care vine din perioada interbelică, lider al oastei Domnului, o personalitate, un caz exemplar de modul în care statul autoritar, totalitar comunist s-a raportat la biserici, fără să fie un anticomunist, să spunem, să manifeste deschis împotriva regimului comunist. Faptul că în jurul lui aduna sute, mii de oameni, scria poezie creștină, avea discursuri destul de clare și precise din perspectiva rolului și locului ortodoxiei și a organizației pe care el o conducea, chiar dacă nu era recunoscută, l-a făcut să fie urmărit în mod evident de securitate, până în momentul morții sale, ani întregi de închisoare, motivați doar de credința lui, credința ortodoxă. El moare, din păcate, în vara lui 1989, nu, dacă nu mă înșel, în iunie 1989,
Din păcate nu reușește să vadă finalizat acel cumplit regim comunist, însă pentru securitate și pentru statul comunist a fost o surpriză amploarea sau numărul foarte mare al oamenilor care au participat la înmormântarea lui Traian Dorz. În județul Bihor nu mai existase o situație de genul acesta și pentru statul comunist, și rapoartele securității spun acest lucru, a fost o surpriză faptul că după atâția decenii de clandestinitate, să spunem, de activitate clandestină, că el era întotdeauna aruncat la marginea societății, atâta lume îl iubea pe Traian Dorz și atâta lume era conectată la ceea ce înseamnă credință, credință ortodoxă. Statul comunist a fost în permanență, știm bine, un stat, el se declara ateu și a fost în esență un stat ateu. Relațiile bisericilor cu statul comunist au fost relații contundente. Nu mai vorbesc de, dincolo de aceste biserici, de cultele neoprotestante care au existat în județul și în județul Bihor, chiar dacă ele erau semi-acceptate, să spunem așa, adică cu jumătate de gură erau acceptate, în sensul în care nu se intervenea în forță împotriva lor, ci cu oarecare discreție, astfel încât să nu iasă foarte mult în evidență. Și acum, măcar o parte dintre noi, cei care am trăit epoca, știm lucrurile acestea. Adunările, mă rog, din zona cultelor neoprotestante erau în permanență de la distanță supravegheate, astfel încât să nu, lucrurile să nu degenereze amploare. Adică atenția securității și a statului comunist a fost aceea de a nu crea curente de opinie, cred, într-o zonă sau alta care să genereze apoi șuvoaie, nu? Care ar fi putut genera o clătinare a statului și a regimului comunist. Lucruri care s-a întâmplat până la urmă în 1989. Au fost vremuri complicate și cedările acolo unde au fost au în cele multe cazuri explicații particularizate pentru fiecare caz în parte.